Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vă las să scotociți în dulăpiorul meu cu vechituri, cu parfumuri vintage, parfumuri rare, parfumuri discontinuate. V-am zis că o să fac colecția de parfumuri vintage și astăzi scotocim de fapt împreună prin ele, pentru că nici eu nu le mai știu pe unele. S-au tot strâns de-a lungul timpului și acestea sunt. O să ne mutăm mai încolo, pentru că mai sunt și pe acolo, le-am întins pe aici să pot să vi le arăt cum trebuie, pentru că pe acestea chiar le țin înghesuite într-unul dintre încăperile dulapului, acolo unde ați văzut și o parte din colecția de parfumuri, parfumuri pe care le port. Și haide să începem. Am aici unele care sunt în cutii și o să încep cu acesta. Eau de Parfum Mister de Rochas. Are o sticlă frumoasă, foc. Este un parfum nu chiar atât de vechi, pentru că are pulverizator, dar sunt unele care nu au. De fapt, foarte multe nu au. Mister de Rochas. Este acesta. O să descoperiți niște sticluțe foarte frumoase. Și mai am unul aici. Beverly Hills. Gail Heyman. Așa arată și el. Cred că o să mut puțin camera pentru că nu prea este lumină. Imediat o să fac și asta. Gata, v-am mutat mai la lumină. Mai departe avem acest Van Gogh Grand Fleury. Acesta este, cred că prin 90 este lansat, deși cred că apa de parfum. Și ăsta are o sticlă foarte frumoasă și miroase foarte bine parfumul. Avem și un ring light. Este un floral foarte, foarte frumos. Pe el nu-l țin în vintage, l-ați mai văzut și în colecția de parfumuri. L-ați mai văzut odată, pentru că acesta este unul pe care îmi doresc să-l port. Este unul destul de puternic, dar da, este foarte frumos. Mai avem Givenchy Isatis, este o variantă așa. Și acesta miroase foarte bine. Mai departe avem o de colonie Magie de la Lancôme și el are o sticlă foarte, foarte frumoasă. Luați-vă un ceai, ceva, pentru că cu siguranță va fi un clip destul de lung. Nu am de gând să-l împart în două părți. Când aveți timp, vă uitați. Uitați-vă cât de frumoasă este sticla. Nu mi-a mai băgat nasul de mult prin ele, sincer. Miroase foarte bine, deși are și un căpăcel acolo, tot miroase. Mai avem aici un Maderas de Oriente, perfume de tocador. Este un brand spaniol și are o sticlă foarte drăguță. Acolo pe fund are o bucățică de lemn. Cred că lemn de santal, nu știu. Dar arată bine sticla. Și mai am încă unul spaniol. Acesta este. Iar este o sticlă foarte interesantă. Se numește Anuc. Și nu știu exact Barcelona. Nu știu exact cum se numește el brandul. Dar sticla este foarte frumoasă. Mă duce cu gândul la niște cercei din aceea. Știți voi la ce mă refer. Frumos, frumos și el. Mai avem aici o de toalet de la Yves Rocher Magnolia. Am citit despre acest parfum și am înțeles că la un moment dat nu s-a mai făcut la noi în țară, ceva de genul, sau nu a fost făcut pentru noi. Dar nu știu dacă noi am avut acces la acest parfum. Sticla este una foarte, foarte feminină, așa, și foarte frumoasă. Mai departe avem Emoțion,
Helena Rubinstein. Iar o sticlă foarte frumoasă și el miroase super, super bine. Sunt parfumuri vintage, unele dintre ele miros extraordinar de frumos. Da. Mai departe avem Guerlain, eau de colonie Mitsuko. Haideți să vă arăt o sticlă frumoasă, frumoasă, frumoasă. Uitați-vă cum arată hârtia aceasta veche. Cred că și ea este una dintre preferatele mele, la fel ca și Fete. Așa arăta această colonie Mitsuko. Și el are dop, nu are, de fapt normal că are un dop pentru că este foarte vechi. Așa arată pe spate. Și cutia este una foarte finuță, dar sticla este foarte finuță și foarte bine lucrată. Mai departe am Rev de Roses de la Coty. Așa arată ea. Așa, Création La Mise, Pure Treat, Eau de Parfum. Este o sticlă care nu arată tocmai bine, dar eu o păstrez. O Intense de Lancôme. Un alt parfum este Eau de Parfum. Nu știu dacă am citit bine, dar și acesta miroase super bine. Am închis foarte bine sticla, să nu se întâmple ceva. Este de mult în colecția mea. Miroase foarte bine, foarte bine. Este un parfum pe care ar trebui să-l pun în ceva și să-l port. Uitați-vă ce detalii are sticla. Și mai avem aici o de toalet L'Interdit de la Givenchy. Ia să vedem cum miroase. Miroase chiar bine. Așa arată ea. Mai departe am aici un parfum de la Hermes pe care eu îl țin în parfumurile vintage pentru că nu-l port, nu pot să-l port, momentan nu este pe placul meu, Faubourg sau ceva de genul, scuzați eu cu pronunția, stau prost. Apoi am Deux Amours de la Jean Patou, mai am aici Joy de la Jean Patou. Și mai am tot de la Jean Patou, parcă ceva care nu știu exact cum se numește, acesta. Mai departe vorbim despre cutiuțele acestea, Jean de Kerradec, este casa, sunt amândouă la fel și au niște sticluțe în interior, foarte, foarte drăguțe. L'Empire de Sens. Știți cum miros acestea? Sunt super concentrate și în deschidere sunt ceva mai grele, însă când se usucă sunt super, super portabile și intense, plăcute, puternice. Sunt niște esențe și chiar l-am purtat. Eu mai fac câte o pauză și le mai strâng lângă mine pentru că iau din ele și nu mai ajung. Și haideți să continuăm. Avem aici Gucci numărul 3. Așa arată acesta. Aici avem Oriflame Eclat. Este o sticlă foarte veche. Aici avem o sticluță în formă de floricică. Atkinson Flower Fragrances Collection numărul 2, sunt mai multe. Așa arată sticluța. Și mai am pe aici niște sticluțe mici. Asta este așa cu ciucuraș.
ce scrie pe ea. Cafe la curier. Ceva de gen. Tiana de Silva. Cosmetic. Da, pe acesta așa scrie. Apoi mai avem tot așa cu ciucurașul acesta foarte drăguț. Chiara Boni. Foarte frumoasă sticluța. Mai am încă o floricică, cum ați văzut-o pe aceea în cutie. Flower Fragrances, eau de toalet, 10 ml, 10 doar atât? Da. Așa, mai avem o miniatură, eu mai am și o poșetă cu miniaturi, vintage. Și aici nu mai știu exact ce este. Scrie într-o altă limbă, cred că rusă. Mai avem tot Atkinson, Indolence, mai am aici și Batik și tot Batik. Mai avem Mitsuko de la Guerlain, ăsta este eau de toalet, ce v-am arătat înainte era apă de colonie, aceasta este apă de toaletă și arată așa, este sigilată, nu am desigilat-o. Nu știu dacă vedeți voi bine. Așa arată. Mai am aici Baldinini. Habar nu am ce parfum este acesta. Aici am Essence Do. Nu vrea să focuseze deloc. Essence Do Gianfranco Ferré. Aici avem Acqua di Gio Giorgio Armani Eau de Toilet. Este o variantă foarte veche, dar purtabilă, bineînțeles. Miroase bine. Ecarte, eau de toalet. Nu prea știu ce firmă este asta. Apoi am o sticluță foarte frumoasă de la Avon. Este un parfum vechi. O să vă pun o poză pe ecran. Cu albumul în care era parfumul acesta. Miroase foarte bine, foarte bine. Aici am o cutie. Este un set Quartz Parfum. Este un parfum foarte pământiu. Așa arată setul. Aici am o sticlă foarte frumoasă, Jovan Fresh Musk, de fapt. Jovan Musk cred că se găsește acum pe piață, iar din ce am înțeles eu, acesta ar fi cam discontinuat. Are așa un căpăcel foarte ciudățel. Nu-mi place cum era. În deschidere cel puțin miroase bine. De la Fragonard avem eau de toilet, Fragonard, și mai avem unul foarte rar, Bezer d'Aurore. Este de 15 ml, foarte concentrat și acesta chiar miroase super, super bine. Da, miroase foarte bine. Pe când pe acesta nu-l mai știu. E floral. Floral puternic de primăvară. Are izul acela vintage, dar miroase foarte bine. Da, pudrat așa. Apoi avem Criția. K de Criția, de fapt. Cred că este primul parfum de la Criția. Nu știu dacă vorbesc prostii, dar parcă așa am înțeles. Nu miroase chiar extraordinar de bine, are un miros foarte puternic. Mi se pare că are o zibetă foarte puternică în el și probabil de aceea, pentru că acum zibeta este clar făcută într-un alt mod și este destul de purtabilă. Însă în parfumurile vechi zibeta se simte de la o poștă. Da. Mai am aici Lady Lancetti Femme. Asta nu cred că este
extraordinar de vechi. Mai avem aici Calix, mai avem varianta asta vintage de Ane Ane de la Cacharel, o de toalet. Acum, pe acestea le-ați mai văzut, cred că și în colecția trecută, dacă v-ați uitat, în partea a treia, cred, exploziv de la, nu știu de la ce, nu mai știu, dar le-am avut pe toate, pe astea două. Ăsta știu că este de la Avon. Da, ăsta este de la Avon și ăsta nu știu. Așa, miros foarte bine ambele. Aici nu știu ce este exact. Aici am o sticluță goală de la L'Herbolario, Rubarbaro. Se mai găsește, este un parfum cu rubarbă. Foarte fresh și se simte rubarba bine de tot. Nu mai are deloc în el, dar este consumat. Aici Meisen, lavand. Mai avem aici Eau de Toilette Ambre Paris. O sticluță tare, drăguță, așa și mică. Ce mai avem pe aici? Mai avem Island Madrigal. Pe ăsta cred că îl am de la Andra. Da. Încă un parfumel Chiara Boni 101. Mai am aici încă o miniatură Exploa. Atkinson la fel. Aici este o cremă Les Absolus Dani Gutal. Doamne, cum miroase asta, miroase superbisim. Am adus mai aproape restul parfumurilor și da, despre acestea mai vorbim, însă înainte de toate vreau să vă arăt niște sticle foarte interesante, sticle goale, foarte frumoase. Asta are un roz așa pudrat și foarte plăcut. Aceasta este una mai mare, dar și ea mi se pare interesantă. Apoi vreau să vă arăt o sticlă de Britney Spears Curious, despre care am vorbit în clipul trecut. Cât de frumoasă este, nu știu dacă a fost prima sticlă de Britney sau a fost ceva în ediție limitată, habar nu am, dar aceasta arată și mai bine și parcă este și mai de calitate. Foarte frumoasă este. Și chiar funcționează. Nu este parfumul de la Britney în ea. Am pus eu un alt parfum, cred că pe ăsta de la Fragonard, Apretu, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu sticla și a trebuit să mut parfumul și l-am pus aici. O altfel de sticlă interesantă, însă nu mai este chiar în cea mai bună stare, dar am păstrat-o pentru desenul acesta drăguț. Tot cu astfel de pulverizator. Încă una pe care am și avut-o la un moment dat prin clipurile mele. Este pictată aceasta. Are un model foarte frumos aici. O altă sticlă drăguță, altă culoare. Și ea este foarte drăguță. Și mai am una, cred. Asta cred că mai e. Da. Foarte frumoasă este și aceasta, diferită, la fel cu ciucuraș. Asta îmi place tare mult cum arată, dar mi se pare că nu funcționează pulverizatorul acesta, că mi-am pus eu ceva parfum aici și n-am putut să-l mai folosesc. Da. Și haide să vorbim și despre restul parfumurilor. Avem aici așa Chantre Paris, o sticlă foarte mare și drăguță. Apoi avem Bal à Versailles Jean Desprez, Eau de Cologne. Are un model pe sticlă foarte frumos. Un
un parfum de la Avon, se numește True Glow Night. Asta cred că miroase foarte bine. Dacă n-ar fi dusă deschiderea, ar fi foarte frumos pentru că se usucă frumos. Dar da, l-am păstrat pentru sticluță. Aici avem o sticlă interesantă, nu mai știu ce parfum este acesta. Mai avem Si Tendre, un eau de toilet, un Giordani Gold White original, așa arăta sticla, nici nu știu cum mai arată acum. O altă sticlă foarte frumoasă, parfumul nu l-am identificat, nu știu dacă este unul cunoscut sau nu, dar îmi place sticla aceasta cu trandafiri, parcă așa arată, niște flori, se numește Annabelle, eau de parfum. Avem aici un Little Black Dress, o sticluță veche. Mai avem aici un parfum care se numește Edifice și este de Paolo Conti, acesta. Aici am un evocativ scent de la Avines, nu știu exact, eu am crezut că este Fragonard la un moment dat, așa arată el. Este un parfum solid. Apoi, tot de la Avon avem Alpha for Her. Și acest parfum care are o sticlă foarte frumoasă, dar nu știu exact prea multe despre el. What's Beyond? Și mai scrie aici Curiosity. Dacă știți voi despre ce este vorba, spuneți-mi și mie. Dacă îl recunoașteți, eu nu știu. Mai am aici două sticluțe goale de la Oriflame. Avem Love Potion și Living Colors, care are o sticlă foarte frumoasă. Din păcate nu este reîncărcabilă pentru că mi-ar fi plăcut să o refolosesc, dar este foarte frumoasă. Pe acesta l-ați mai văzut și în clipul trecut, este Christian Lacroix, Fleury, ceva de genul. Este un parfum floral foarte natural și foarte plăcut, foarte frumos parfumul acesta. Este super, super purtabil și miroase bine de tot. Are și forma aceasta de scoică. Îmi place mult de tot. Apoi am aici Premier Lux. Aici avem Ming Su Flor de Lobe. Cred că este Yves Rocher, dacă nu mă înșel. Parcă da. Tot de la Yves Rocher avem Chèvrefeuille, eau de toilet fresh. Uitați-vă cum scria Yves Rocher aici. Este foarte vechi acesta. Încă un parfum de la Avon care se numea Samaya. Avea un capac foarte frumos, din păcate nu îl am, dar capacul mi se pare că era unul lung și cred că este în aceeași perioadă, din aceeași perioadă cu acesta. Parcă să zic că le-am văzut într-un album vechi de la Avon, pe ambele în catalog. Așa arăta Samaya. Apă de parfum, dar ăsta este preferatul meu, este foarte, foarte frumos și acesta miroase foarte bine. Da, miroase foarte bine, da, și este foarte puternic și da, nu este nimic modificat la miros, adică se simte că este un miros clar. Mai avem aici Ming Su Flor Rar și acesta era Ming Su Flor de Lob, ambele. Apoi am aici Cherish de la Avon, îl mai am pe acesta de la Vanderbilt, Lebăduța, îl am și într-o variantă mai mică. Aici avem un Chloe, ceva cu narcise, un parfum floral și foarte puternic, care miroase tare bine. Pe aici este unul rătăcit care nu cred că e ceva de capul lui. Aici Anna Sui, am păstrat parfumul pentru sticluță și cred că încă se găsește pe piață, însă acesta este, nu este bun parfumul. Ceva nu este în regulă cu el. Apoi am Cristia Time, un parfum de la
Yves Rocher, se numește Ode d'amour. Ode d'amour, passionnement. Tot așa o sticluță, nu știu, plentiful, habar nu am ce este acesta. Mai am Iris de la Bottega Verde în sticluța aceasta veche. Apoi Ultra Sexy Pink de la Avon. Foarte drăguță sticluța asta. Am aici un parfum pe care îl port și nu îl țin la parfumurile vintage. Lucia Starlight, miroase super, super bine. Și are o steluță pe el. Mai am aici Opium de la Yves Saint Laurent, un parfum pe care nu l-am consumat eu, însă am primit sticluța și o păstrez în colecția mea. Și se pare că am încheiat cu colecțiile de parfumuri pe anul acesta. Sper că v-a plăcut acest clip și că ați avut răbdare să vă uitați la tot, pentru că a ieșit unul, cred eu, foarte lung. Dar da, m-am gândit că o să vă uitați când aveți timp. Sper că, nu știu, ați fost curioase să vedeți ce găsiți în dulapul meu cu vechituri. Unele poate că nu și-au locul aici, unele sunt mai valoroase, altele mai puțin valoroase, însă aceasta este colecția mea și v-am arătat-o așa cum este ea. Nu mă costă nimic să le țin pe toate acolo, uneori chiar scotocesc și eu prin ele și mă uit și le analizez și citesc despre ele. Sper că v-a plăcut acest clip. Vă mulțumesc pentru vizionare, aștept cu drag comentariile voastre. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram. Și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!